Bună dimineața, în primul rând, îmi doresc să fiu sănătos și să ajut echipa să avem rezultate notabile. Scurtă vacanță? 16 zile, destul de scurtă, dar 16 zile zic că e ok. Cei de la CFR sunt că dacă reușesc să câștige meciul cu voi, sunt ca și campion. 90% sunt campion. Noi ne dorim să câștigăm, dacă o să câștigăm, mai rămân 7 puncte în play-off, 3, dacă nu greșesc, deci o să se joace. Te-ai deconectat așa de la fotbal în vacanța asta sau tot cu gândul la puncte, la clasamente, la victorii? Din cauza tatălui meu nu a reușit să mă deconectez deloc, pentru că el este, să zicem, toată ziua cu fotbalul și n-a reușit. Așa că am mers înainte de acest principiu. Nu, normal. Și a luat Budescu la revedere de la voi? Nu, dacă nu este aici înseamnă că nu o să mai fie, dar încă nu. Da, descurcați că înțelegem concizii pe care le-a spus că nu mai vine întărit. Eu cred că suntem jucători cu calitate, suntem un lot foarte bun și ne putem bate la campionat. I-ai cunoscut pe toți? La Vista Mirica sau a fost cineva? Din cât am văzut acum, i-am cunoscut pe toți, da. Ce-ai propus pentru nou an? Ai fost și la echipa națională, o să înceapă preliminarii noi cu un antrenor nou. Tu ce te-ai propus în plan personal? Pe plan personal, vă zic sincer, cum am spus și când am venit aici, sunt un jucător care își dorește foarte mult să ajute echipa și obiectivele echipei m-ar ajuta mai mult decât obiectivele personale. Bineînțeles că îmi doresc foarte mult să joc și să marchez. Pe partea cu naționala nu vreau să mă gândesc pentru că mai este mult până acolo și vom vedea ce va fi. Cât de important e rămânerea lui Florin Tănase? Da, e capitanul nostru și pentru noi ar fi bine să rămână, dar alegerea cred că este a lui și o să vedem ce va fi. Cât de greu este pentru voi când auziți, mai toată lumea spune că cea care este favorită, cea care va câștiga un nou titlu, voi nu prea vă acordă. Bun, vă acordă multe șanse. Da, să fie favorit, vom vedea la final cine va ridica trofeul. Da, cum a fost vacanța petrecută la o distanță de mare de succes? Ok. Nu știu ce să le răspund. Bulversat așa, a fost neașteptat. Despre schimbarea de antrenor, eu chiar nu sunt în măsură să vorbesc. Și cred că ok, am avut 4 victorii și un egal. Cred că am avut un parcurs foarte bun și a fost bine până acum. Rămâne meciul cu Craiova, golul din meciul cu Craiova, momentul de grație cu care pleci din 2021? Da, a fost cel mai frumos gol marcat până acum și sper să țin tot așa și să marchez la fiecare meci, dacă pot. Ai putea face un top 3 momente speciale pentru tine în 2021? Amândouă meciuri cu Craiova și meciul din Turcu Caragani. Cât de greu este pentru fotbalist sau cât de greu este această perioadă de pregătire fără meciuri cu multă pregătire fizică? Ne-am reunit astăzi, cred că vom avea doar o săptămână în care vom putea lucra la maxim, după vom intra în săptămâna meciului și sunt convins că trebuie să pregătim foarte bine meciul cu CFR. Nu vă îngrijorează faptul că se mai poate schimba vremea, pot veni în istorile, până acum a fost frumos. Sincer, am prins acasă și 11-12 grade, acum vin aici, văd că e mai frig, aerul de București și mai rece. Da, un an fără Antalya sau Spania? Da, nu cred că este o vreme în care să nu putem practica fotbalul în România, așa că cred că ne priește să rămânem și aici.